Alda Retror, mă numesc Eugen. Iar eu sunt profesorul Trătii Spooky de la Fun Science. În episodul de azi vedeți cum să confecționezi o boxă din absolut nimic, adică cu lucruri pe care le găsești în casă sau pe acasă. Pentru aceasta aveți nevoie de un magnet, un cablu de cupru izolat, baloane, scotch și un cablu RCA cu ieșire jack 3,5 mm. Prima etapă, luăm una bucată de balon și îl umflăm. După ce balonul este umflat, îi facem un nod. Luăm și măsurăm magnetul și înfășurăm cablul de cupru pe degete, în felul următor. După ce avem acest cablu super mega făcut în exact acest fel, trebuie să luăm să punem scotch pe el să stea într-un loc, bineînțeles că dacă nu, se deșiră. Ne scuzați, a pierdut capătul scotchului. Următoarea etapă este să lipim cablul de cupru pe balon. Luăm cablul RCA și tăiem capetele. Și dăm jos izolația. Perfect, iar faza următoare este să conectăm fiecare capăt pe câte o bucată de cupru. Adică, mă rog, care este din cablu? După ce le-am izolat, trebuie să-l conectăm la o sursă audio. Bineînțeles, în cazul acesta, îl conectez la telefonul meu Spooky, care se numește exact ca mine. E făcut de un prieten, Pavel, fii atent. Și luăm magnetul și îl apropiem de balon. Mare atenție, trebuie să facem super mega liniște, pentru că altfel vă dați seama, nu se aude ca o boxă de concert. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Ia să vedem. Unul din frumețele trimise de voi este a lui Răzvan Manole, ce a făcut un USB iluminat. Acesta este USB-ul meu făcut după videoclipul lui Eugen. Aici este mufa de încărcare. Pentru aceasta aveți nevoie de... Nu, te-ai fluturat părul și mi-a rot pistica cadrul. Pentru aceasta aveți nevoie de... Un magnet!